În fața dumneavoastră se află celebrul om de fotbal cunoscut, analist și... dezvoltator imobiliar, da-le. Mintică Dragomil, oracolul din Bălcești. Hai să trăiești! Ne aflăm în fața unui eveniment istoric. Mai am determinat o scară de bloc și am terminat de vândut. Echipa de fotbal a României joacă iar în campionatul european. Asta e știre, doamne. Știre că a intrat SOS în Parlamentul European, doamne. Nu facem politică, aici vorbim despre fotbal. Da, da, vorbim, că de jucat cine dracul mai joacă, doamne. Venim după o serie de egaluri cu Bulgaria, cu... Liechtenstein, doamne, doamne, acum nu mai sunt echipe mici în fotbalul european, doamne. Uite-te, domnule, ăștia din Qatar, ce atacau, doamne. Qatarul nu e în Europa. Mai contează. Astăzi Europa, mâine Asia, nu mai contează, doamne. Să revenim la grupă. Grupa mare e cea mai grea, domnule. După aia ai ajuns la clasa 0, mergi tot înainte, doamne. Oracolul din Bălcești. La grupa României de la europene, luni avem meci cu Ucraina. Cât i-am ajutat eu pe ucrainieni, trebuie să ne dea meciul cu 2-0, domnule. Numai eu am cazat vreo 2-3 scări de bloc. Mai e și Belgia. Dacă prinde Kipciu o zi bună, ascultați de mine. Două goluri le dă. Dar Kipciu nu a fost... Dar Kipciu nu a fost convocat la națională. Stă acasă. Păi dacă stă acasă, de ce nu vine cu mine aici, domne? Pe șantier să ridicăm, să terminăm odată, să vindem și să mă liniștesc și eu, domne. Ultimul meci din grupă e cel cu Slovacia. Domne, Slovenia ăștia e dați dracu, domne. Ăștia joacă un fotbal așa de agresiv. Slovacia, tot un drac. Dacă vând apartamentele, mă mut în Malibu. Hotelul unde sunt cazați tricolorii în Germania... Ce, domne, ăla e hotel, domne? Am văzut eu geamuri mari, pereți subțiri. Nu pot să ducă nicio gagică să o babardească acolo, de-ai dracu, domne. Hotelul e păzit de bodyguards. Normal, la ce fotbaliști bancheri avem, domne, trebuie să-i păzească pe ăștia, domne. Așa salarii mari au. Păi, dracu, stau pe banca de rezerve la echipele de club, Drăgușin, Ianis, ăștia. Un sfat pentru suporteri? Să urmărească meciurile naționale de la mine din hotel. Pun plasmă și le dau gratis popcorn-ul. A fost pentru dumneavoastră, mitică Dragomir. Mitica vă salută. Se știe cel mai bun de la Liga.